Incident alucinant la un spital din Arad, camerele de supraveghere au surprins momentul în care doi angajați ai unei firme de pompe funebre scapă un cadavru la ieșirea din unitatea medicală. Pe imagini se vede cum bărbații așează mortul pe targă fără să se asigure că acesta este bine fixat, însă până se închide ușa și să coboare scările, sacul care așadar acoperea cadavrul alunecă și se izbește de ciment. Apoi angajații ridică trupul neînsuflețit și-l așează din nou pe targă.